Eu sunt Jana Spina, ați venit pe canalul meu. Astăzi am un video haul, un video cu foarte mult shopping și hai să începem. Hai să începem cu Zoeva, da. De pe site-ul de la Douglas am cumpărat paletuța de care deja v-am mai vorbit de ea, de la Zoeva, Cocoa Blend. O să pun, ok, și este fantastică, are niște culori minunate, este foarte pigmentată și ultimul timp o folosesc aproape numai pe ea, este micuță așa și e mișto. După care, tot de pe Douglas, m-am echipat cu pensule de la Zoeva. Și am aici powder, la numărul 106 powder, este pucios, așa cum spune Mateo. După care numărul 102 silk finish, este asta, deja le-am probat toate, bineînțeles că le-am folosit deja. Aici am numărul 110 Face Shop. Bineînțeles, nu e nevoie ca să te machiezi neapărat cu pensule de la Zoeva, este un capriciu ăsta, dar sunt bune și pensulele de 10 euro, nu e neapărat nevoie să dai sute de euro pe pensule. Am numărul 127 Lux Sheer Chic. Asta așa. Pentru Tera. Îmi vine să strănucă, să răcită rău. Am răcit pe... Scuzați. Am numărul 231 Lux Petit Crease. Este asta de blenduit. Mai am și numărul 142 Concealer Buffer. Sunt mișto, sunt bune. Într-adevăr, sunt foarte bune. 227 Lux Soft Definer și mi-am venit într-o poșetuță, dar mie nu prea îmi plăcea poșetuța aia, așa că mi-am cumpărat de pe AliExpress chestia asta, are și un capac undeva pe aici prin casă și așa pot să le bag toate înăuntru, pentru că eu știu că nu să le așez niciodată în plasticurile astea și le bag aici înăuntru, pun capacul și pot să le iau pe unde o duc. Deci sunt super ok. Așa, mare fericire pe mine cu pensulicile astea. Deci de la Douglas am luat chestiile astea două. După care, de la Kiko am luat parfumurile astea. Foarte drăguțe, pentru că era un salt. Era o ofertă de 30% minus 30%. Sunt foarte drăguțe și poate să fie așa un cadouaș pentru cineva. Mi-am mai luat de la Kiko un fixant pentru machiaj, fixant make-up. Este așa în formă, deci prea mișto pe Cagino, e argintiu așa. Ăștia de la Kiko fac mereu chestii din astea foarte drăguțe. Un super fixant. Un alt fond de ten, ăsta e numărul 101, este foarte bun, acolo cu skin. Am mai cumpărat, tot de la Kiko, un top coat pentru gene, pentru sprâncene, pentru gene. E așa normal, deci ți-l aprinzi pe ăsta întâi, îți ridică genele în sus și după aia dai cu mascara. Am mai luat, ce am mai luat? Un cajal, care nu știu de ce l-am luat, pentru că nu-l folosesc, pentru că e prea mare și eu smokey eyes negru, așa, total negru, nu-mi fac. Bineînțeles, un eyeliner negru, pentru că eu am casa plină de eyeliner negru. Un creion negru și ăsta tot așa din ăla care se ridică în sus.
ca să nu mai ne chinuim cu ascuțitorile și să facem mizerie pe casă. Am luat un lipstick mov, dar nu știu de ce l-am luat mov, pentru că am zis că să-l încerc, probabil. Și un iluminant în cremă, ca un baton așa, tot de la Kiko. E așa, auriu, e mișto. Cam astea au fost produsele de la Kiko. De pe un site care îi spune Pink, am cumpărat un pic de chestii de la Makeup Revolution, de care sunt foarte fericită. În primul rând, sunt niște pensulici pentru viaj, așa sunt micuțe, de la Makeup Revolution. Și deja mi l-a confiscat fata mea. După care am luat o paletuță de la Sleek, Eye Divine, vintage. Este foarte drăguță, dar cum am cumpărat-o, fata mea a aruncat-o pe jos și s-a spart. S-a spart aici și a căzut o bucată din tanarinc, că merge. Are niște culori, dar nu se poate, să nu vă l-am arătat, dar ce mișto sunt. Sunt foarte super, super, super pigmentate și... Sleek Makeup, Makeup Revolution nu costă, costă foarte puțin. Mai am aici o paletuță pentru contouring și concealer și așa mai departe. Mai am încă una, asta e numai tonurile pentru contouring. După care am aici o paletuță de la Makeup Revolution, care, repet, costă extrem de puțin, 6-7 euro. Uitați, așa. Nu știu când o să folosesc eu toate paletuțele astea, dar îmi place să am. Asta, și așa dau banii pe toate prostiile, așa că mai bine să-mi iau un lucru care îmi place. Asta este o altă paletuță de la Makeup Revolution. Professional Eyeshadow și culorile astea le ador, sunt fantastice. Neutral contra neutrals. Mai și the best în absolut este asta de blush, Ultra Blush Palette, care am văzut-o și la Cristina Covaci. E într-adevăr super. Are o grămadă culori. Are și pe maro astea. Și are aici și iluminant. Eu ador absolut asta. Și am dat numai vreo 5 euro pe ea. Deci se merită ca lumea. Nu trebuie să cheltui atâția bani pe paletuțe ca să fii drăguță. Și mi-am mai cumpărat kitul ăsta pentru sprâncene, care natural nu-mi place, pentru că sunt închise culorile. Mie îmi trebuie o culoare mai spre gri, dar e ceara asta care o folosesc asta și pentru fixare. Și astea le-am cumpărat de pe Pink. Acum să trecem la Natural Sephora, da, care eu ador. Și de la Sephora să începem. O paletuță de la The Balm Nude. E fantastică. După aia am aici de la Too Faced Cocoa Powder Foundation. Cum se descarcă bateria, sper să reușesc să-l fac. Este așa. Și are aici o oglinduță. Are packaging-ul foarte, foarte drăguț. Mi-au trimis cu 30 de euro de cumpărături un mascara, o mostră de la mascara de la Too Faced Better Than Sex. Un primer pentru ochi tot de la Too Faced și lipstick-ul de la Too Faced, care e de nu se poate. Trebuie să vă fac aici.
E foarte drăguț. Eu mi-am cumpărat mascara de la Too Faced la mare, că nu știam că îmi trimit și aia. Better Than Sex, deja îl cumpărase vostru mai înainte. După care am cumpărat de la Too Faced Chocolat Soleil. Este tera asta care miroase ciocolată de leșini. Am cumpărat și eu tot de la Sephora burețelul ăsta de Kojak, care curăță fața noastră jegoasă. Am cumpărat, după ce am văzut la Nina Makeup Artist, aceste tinte labra pentru buze. Acum am pe buze ăsta roz și sunt numărul 08 și 10. Ăsta portocaliu e de nu se poate mișto de tot. Mi-am cumpărat parfumul de la Dior Poison, care este de nu se poate, de nu se poate. Am aici și o mostră de la Benefit, un mascara de aer real, dar cel mai bun este ăsta de la Too Faced, Better Than Sex, cel mai mișto, face genele de nu se poate. Am cumpărat și un ruj de la Chanel, este numărul 05, este așa, roșu un pic portocaliu. Am cumpărat lipsticurile astea de la New Generation, ceva de genul ăsta. Am cumpărat fondurile de ten de la Maybelline, ăsta care îl folosesc eu mereu, Satin Fluid, numărul 40, Canel, care este de nu se poate. Și am mai vrut să încerc pe ăsta de la L'Oreal, Acord Perfect. Aici am niște concealer, unul de la Maybelline, unul de la Max Factor, ăsta iar tot de la Max Factor. Am mai cumpărat un ruj de la Rimmel London, tot pe portocaliu așa. Sunt în perioada cu portocaliu. Astea au fost cumpărăturile mele din ultimul timp. Sper că videoul v-a plăcut și nu uitați să dați un like. Și dacă vă interesează să vă vorbesc de un produs în mod special, lăsați-mi un comentariu jos și o să vă răspund.